Auziți, inclusiv aici aveți excremente de rozătoare. Ce sunt astea? Comisarii OPC au găsit un adevărat dezastru în cantina Liceului Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde Timișoara. De la produse expirate până la frigidere murdare și chiar excremente de șoareci, au fost identificate materii prime cu dată limită de consum depășite, stare termică schimbată, agregate frig neigienizate cu depuneri de gheață și materii prime fără ambalaje originale și fără elemente de identificare. Nu se monitorizează temperatura la spațiile frig, tavan și pereți cu exfoliere de zugrăveală ca urmare a infiltrațiilor, excremente de rozătoare în blocul alimentar, cuptoare și vesele neigienizate corespunzător și strat de grăsime arsă. În spațiu de depozitare, veselă, excremente de rozătoare. În lista de meniu nu se menționează produsele cu potențial alergen, transmite comisarul șef CRPC Regiunea Vest, Alin Gubandru. Ca urmare a acestor nereguli s-a dat o amendă contravențională în cuantum de 15.000 de lei și un avertisment. Au fost dispuse următoarele măsuri complementare: oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme.